În călătoriile sale, arhitectul și pictorul rus Victor Hartmann s-a simțit atras de cea mai veche și cea mai importantă grădină franceză care se găsește în centrul Parisului. Grădinile și Palatul Tuileries se află aproape de Muzeul Louvre și au fost realizate din dorința Caterinei de Medici. Grădinile sunt create în stil italian, cu arbori masivi, flori, peluzele și o fântână arteziană. Tabloul intitulat Tuileries și realizat de Victor Hartmann l-a inspirat pe prietenul său, compozitorul rus Modest Mussorgsky, în scrierea celei de-a treia miniaturi din suita pentru pian tablouri dintr-o expoziție. Din păcate, pictura lui Victor Hartmann, care reprezenta una dintre aleile grădinilor Tuileries, cu un grup de copii jucându-se împreună cu însoțitoarele lor, s-a pierdut și nu putem face o asociere a picturii cu muzica. Să ascultăm Tuileries din suita Tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky în varianta orchestrală realizată de Maurice Ravel, în timp ce urmărim câteva imagini ale grădinilor Tuileries. Recunoașteți timbrul a cât mai multor instrumente muzicale. Realizați un desen sugestiv care să reprezinte una dintre aleile grădinilor Tuileries.